Putem să arătăm telespectatorilor schimbul de mesaje dintre voi din ziua cununiei? Nu, că e un singur... Te rog, arată dacă. Hai să vedem. Bună dimineața! Tot universul să fie alături de tine! Bună dimi! Universul să fie alături de tine, să-ți dea putere! Tu ar fi trebuit să fii aici azi! Tu! Tu ar fi trebuit să fii azi aici, tu, și o inimă frântă. Adică în locul lui Victor. Fără nicio urmă de ironie, nu vreau să înțeleagă greșit. Părerea mea, cea mai emoționată declarație de dragoste pe care am primit-o de la o femeie. Și care a fost? Mă gândeam ce e în sufletul ei, să fie acolo, să semneze un act și să ia numele bărbatului și să se gândească la mine. Nu sunt ironic, chiar. Nu ți-a venit să te duci, să te sui în mașină, să o iei, să o salvezi? Nu vreau, nu, mie nu-mi plac lucrurile forțate. Îmi place să vină totul de la sine. Când două persoane își doresc, așa e mai bine. Ați vorbit după momentul în care ea a devenit doamna Slav? Am vorbit, dar nu pot să... Te rog să mă înțelegi că nu pot să dau date exacte. Sunt convinsă, nici eu nu mai știu ce am făcut acum 3 luni. Având în vedere că vorbeam chiar foarte des, dai seama că nu mai știu exact, am vorbit la o zi, la două, la o săptămână sau... N-am cum să-ți dau date exacte. Dar știi că presa, de fapt asta era la nuntă, presa a tot speculat că în ziua nunții tu te-ai fi plimbat cu mașina pe acolo, prin fața bisericii. E adevărat? Nu, nu e adevărat. Mă duceam spre casă, pur și simplu. Și s-a nimerit să treci pe acolo? Păi nici nu știu unde a fost, unde a avut loc cununia religioasă, la ce biserică. Dar ai avut puterea să te uiți la acele imagini cu Bianca Mireasă? Păi m-am uitat, dacă erau pe toate posturile, îți dai seama că mai dădeam sau... Cum ți s-a părut? Păi, în vedere ce ați prezentat, cred că se înțelege de ce era așa tristă și... cu capul plecat și supărat. Așa mi s-a părut mie, așa a fost. I-ai dat vreun mesaj atunci, în ziua aia? În ziua cununiei? În ziua nunții. Nu, în ziua nunții nu am vorbit deloc. Nici ea nu ți-a trimis nimic? Nu. Știi că iarăși au fost unele voci care au spus că ți-ar fi trimis niște poze cu ea plângând. Nu e adevărat. Nu mi-a trimis nicio poză, nu am vorbit cu ea în ziua nunții. Doar am primit poze de la prieteni comuni. Îmi făceau poze împreună și îmi trimitea și mie poze. Și tu ce simțeai? Uite la poze, ți-am spus... Da, trebuie să fii simțit ceva. Adică chiar dacă tu știai că era parte dintr-un contract, nu cred că îți pica bine, nu? Nu pica bine, e adevărat, dar asta vreau să spun. Că știam relația lor și ce se întâmplă și cum sunt. Dați seama că eram mai liniștit decât dacă poate n-aș fi știut sau... E adevărat că nu pica bine, dar... Dar e adevărat că în filmarea aia de la nuntă, Bianca îți tot făcea diverse semne cu peștișorul pe care îl primise de la tine? Da, este adevărat. Acea bijuterie am cumpărat-o acum mulți ani. Mi-a plăcut foarte mult, era un peștișor drăguț, ea fiind și în zodia pești, mi-a făcut acest cadou și... tot îl prezenta, spunea în fața camerei să-mi transmită mie mesaje sau să-l văd eu, nu neapărat mesaje, să-l văd eu că se gândește la mine sau știu ce, că eu trebuia să fiu acolo sau... După nuntă, unde spui că n-ați avut niciun fel de interacțiune, de asta nici nu o să insist foarte mult, Bianca și Victor au plecat intempestiv la Budapesta ca să-și rezolve ea o problemă cu picioarele. În perioada asta a ținut legătura? Am mai vorbit, da. Mai rar, dar am mai vorbit. Era mai greu, că probabil stăteau tot timpul. Mai rar, dar am mai vorbit, da. Da, atunci, după ce ieși din operație, ți-a dat un mesaj că e bine? Ți-a spus că e în regulă? Am vorbit cu ea și când era în spital și după operație și am întrebat-o ce face, cum se simte, cum... Țineam legătura.